Mandatele de președinți ale organizațiilor județene PSD se încheie în această toamnă. Alegeri vor avea loc cel mai probabil în septembrie și în Sălaj. Actualul președinte al organizației, Tiberiu Marc, spune că nu a luat încă o decizie cu privire la o posibilă candidatură pentru această funcție. Tiberiu Marc a comentat la Sălăjanul TV și rezultatele de la alegerile europarlamentare, unde partidul a obținut un scor sub așteptări. Președintele Consiliului Județean și lider al PSD Sălaj, Tiberiu Marc, consideră că rezultatele de la alegerile europarlamentare au fost un duș rece pentru partid și, în același timp, un semnal că e nevoie de unele schimbări în politică. Un duș rece și neașteptat, mai ales că măsurătorile dinainte ne dădeau alte valori, iar rezultatul votului, care de fapt e măsurătoarea concretă, ne-au dat un nivel de încredere și, mă rog, de reprezentativitate, pentru că e vorba de Parlamentul European și de cei care ne vor reprezenta acolo, care e sub așteptări și chiar a produs în partid o emoție destul de puternică. Tiberiu Marc vorbește despre o nouă generație de alegători care au alte așteptări și cerințe de la clasa politică. Ceea ce am concluzionat noi a fost faptul că, practic, o nouă generație de alegători a participat de data asta la alegeri. Câtă legătură au avut temele cu fondul alegerilor e de discutat. În opinia mea, puțină legătură. Dar s-a creat o temă care, cel puțin pentru noi, a fost greu de gestionat, probabil că nici n-am estimat foarte bine lucrurile, ca dovadă că ne-a surprins și participarea la vot, ne-a surprins și numărul mare de alegători tineri. Asta a făcut ca rezultatul pentru noi să fie unul total diferit de ceea ce am estimat înainte de alegeri. Liderul PSD Sălaj a vorbit și despre concluziile trase de formațiunea politică după europarlamentare. Ce ați învățat așa ca partid din această experiență? Că lumea s-a schimbat și că electoratul s-a schimbat și trebuie să adaptăm și temele politice și modul de organizare la noile realități. Noi suntem acum într-o etapă în care pregătim alegerile locale la nivel de județ în toată țara, deci toate organizațiile. Mandatele pentru președinții de organizații județene sunt de 4 ani și ele se încheie în acest an. Și am început să facem alegeri în fiecare organizație, pornind de la constatările pe care le avem, de la realitățile și concluziile alegerilor europarlamentare, încercăm să structurăm organizațiile în așa fel încât să le ancorăm în realitate și să facem față provocărilor viitoare. Alegerile prezidențiale în anul ăsta, alegerile locale și cele generale anul viitor. Legat de o posibilă candidatură pentru un nou mandat în fruntea PSD Sălaj, Tiberiu Marc spune că nu a luat încă o decizie. Încă mă mai gândesc până în 24 septembrie când este termenul și când limită. Se termină practic mandatul. Sigur că trebuie să mă gândesc și mă gândesc cu toată seriozitatea la faptul că cei tineri, până la urmă, au și ei așteptările lor și nu poți face abstracție de asta. Anul viitor vom alege prin vot uninominal și președintele Consiliului Județean Sălaj. Tiberiu Marc susține că nici în acest caz nu a luat deocamdată o hotărâre. Luați în calcul o candidatură? Mai avem un an de zile până la alegeri. Deci mai aveți și mai mult timp de gândire. Vreau să finalizez bună parte din proiectele pe care le am și sigur la momentul respectiv mă voi gândi să văd ce-i de făcut. Ce-i de făcut.